Genul programului News Magazine. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Iată, vă spun din nou de aici, din studioul emisiunii și în această sâmbătă dimineață. Din nou suntem pregătiți cu invitați speciali și subiecte interesante. O să începem cu totul și cu totul deosebit în această sâmbătă dimineață, pentru că avem oaspeți de seamă și vin de peste Dunăre. Vin din Serbia la noi, aici în vizită. Îi mulțumesc părintelui Petru Lupșa de la Câlnic pentru că mi-a înlesnit această întâlnire cu totul și cu totul specială cu doamna Liliana și Mihai Jovanović. V-am spus, vin din Serbia. Bună dimineața, bine ați venit! Să rămână, bună dimineața, bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii care ne privesc. Uitați-vă ce frumos au venit îmbrăcați, doamna Liliana și domnul Mihai. Domnul Mihai este român, nu? Da. Doamna Liliana e soția. Da. Da. Și sârboaică. Da, eu sunt sârboaică de origine. Da, ați învățat românește. Am învățat românește și am fost și la școală să văd să scriu și mult mi-s bucurosă de despre aia. În urmă cu două săptămâni, cred că, sau trei, ați fost oaspeții, reșițeni au fost oaspeții oamenilor răstora de la, din Serbia, da. De la Țerovița. Da, este dorința lor, pentru că ei sunt organizatorii unui nou festival. Festivalul se cheamă Joc Românesc. Așa am primit eu aici darul și le arăt. Uite, ăsta e tricoul, nu? Asociația, da. Poiana Lungă, Țerovița. Da. Așa, stați că îl arăt și pe spate. Mihailo este... Țerovița. Da. S-au gândit să facă un festival. Asociația Poiana Lungă, da? Da. Mihailo este președintele asociației Poiana Lungă. Da. Așa. Dumneavoastră este sunt. O asociație a românilor. Sunteți români și vă credeți român, nu? Da, da. Eu mi-s român și mi-a fost voia să facem și noi, la noi, un festival mare unde se arată jocul românesc, cânticul, obiceiurile, aia ce a adus strămoșii noștri când a venit anii trecuți de aici, de la România, că eu am aflat în cărți sârbiești, e scris. Aveți costum popular tradițional din zona dumneavoastră de Vlah și căciulă, că v-am văzut în prim plan acum, da, nu? Da, da, da. Da, asta e costum care există la noi în Omolj, în Valea Timocului. Și nu ne place asta când festivalul, când manifestare se fac, să ne îmbrăcăm așa și să ne purtăm așa. Festivalurile Joc Românesc, așa se numește festivalul. Dar Joc Românesc, festivalul ăsta, cred că a început la Jitcovița. La Jitcovița. Și pe urmă au început și localitatea aia cu români, localitatea cealaltă cu români, localitatea cealaltă, și Mihail a spus, nu ne lăsăm noi mai prejos, facem și noi unul. Și așa a ajuns, acum a fost prima ediție la ei în grădină, are un spațiu foarte mare acolo. De fapt am și văzut, și frumos, are, da, și o pensiune eco și etno, da. La Țerovița, nu? Turism la, da, țară se numește. E mai ușor și am primit aici atâta de fain că m-au provocat. Uitați-vă cum arată acolo. N-am văzut imagini, dar am văzut doar acest client și am zis că o să merg și eu odată acolo. Mulțumesc! Da. Deci acolo, în grădină, cum ar veni, nu? Da, e un spațiu foarte mare care dă posibilitatea organizării unui astfel de festival. Și pentru reșițeni este bine de reținut că noi avem aici Țerova. Da. Și localitatea lor se numește Țerovița. Adică un fel de Țerova mai mică. Mai mică, nu? Da. Ați, da, fost la Țerova ieri? Am fost, da, ieri am fost vizitată și... Cum vi s-a părut? Mult frumos, mult, da, frumos. Mi-s bucuroși că am văzut și aia localitate, da, sat, da, sat aici în România. Și așa au început să comunitățile românești să se unească
în asociații românești, cum este și a lui, și cred că în multe sate sunt asociații românești. Da, este, există, nu? Este în Voluia, în Rudna Glava, în Caona, în Mustapici, Țărovița la noi, în Jitkovița, la comuna de Golubac, primul inițiator. Și în mai multe sace românești sunt organizate și asociația românilor. Și în centru, pentru că localitățile și de la Golubac la Cucevo, îmi imaginez eu, s-au organizat într-un centru. Și la Cucevo am văzut, am fost acolo, un birou, cum îi zic ei, spațios, o clădire bine, frumoasă, bine organizată, da. Și acolo au și o sală unde se pot organiza ședințe, discuții și plus birourile care sunt aferente. Și eu am, dacă am fost să-i ajut cu ceva, am făcut diplome, am făcut invitații și o să vorbesc după ce vorbim despre asta, despre faptul că acolo se pot expune și multe... Ați văzut invitația? Nu. Se pot expune așa, mai multe tablouri. Asociația Românilor din Poi, așa. Asta este invitația pe care le-ați făcut-o, nu? Da. Și ce să vă mai spun de... Acest birou este asociația... Nu, aia al Consiliul Național... Al Românilor din Serbia. Da, Consiliul Național. Păi sunt cumva organizați destul de bine, sunteți organizați în Serbia destul de bine, nu? Da. Și simțiți foarte tare românește și o să spun asta pentru că uitați ce am primit eu. Am primit un șal cu tricolorul românesc, de la ei l-am primit, e făcut de mână și le mulțumesc foarte tare. Îi mulțumesc doamnei Liliana, este superb și am mai primit ceva. Nu se poate să nu arăt tot. Ia uitați, tot cu tricolorul făcut, o trăistuță, cu tricolorul românesc și bineînțeles că nu lipsește crucea. Da. Și de dimensiunile unei pensii. Vă mulțumesc. Ai de dimensiunile unei pensii. Da. Deci ei ar dori și de simt foarte tare românește. Doamna Liliana, care nu-i româncă, s-a dus la școală să învețe să scrie, nu? Da. Doamna Liliana, mult mi-s bucuroasă și mândră mi-s că mi-s învățată corect, să vorbești, să scrii. Corect. Da, când v-ați căsătorit cu domnul Mihai, s-a opus familia. Da. S-a opus familia, au zis... Au fost contra la căsătoria ta cu el. Părinții tăi. Nu. Nu a fost contra, nu. Nu a fost contra. Nu. Ea a fost... Drag. Da, i-a fost drag că vine ea la o casă românească. Da. Și la mei părinți, iar așa a fost. Și la părinții dumneavoastră le-a fost drag. Nu a fost important că ea vine... Că e sârboane. E sârbă. Nu. A fost corect. Apropo de căsnicia lor, vrei să-ți dai puțin jos căciula? Dați-vă căciula jos. Că ți-i cald. Un pic. Dar e cald, e și cald. Apropo, când i-am întrebat eu de cum s-au căsătorit și cum s-au simțit, exact cum ați întrebat noastră, și eu i-am pus mâna în păr și l-am întrebat, mă, dar tu ești cam de vârsta mea. De ce la tine părul e negru și la mine e alb? Și i-a răspuns, spune tu. V-am spus că doamna a făcut aia, că... Din cauza lui doamna părului negru. Da. Deci nu v-a zis. Mă păstrează bine. Da, ești ce frumos, doamna Liliana. Și doamna Liliana a completat spunând că soții se completează reciproc și asta a dus ca... De câți ani sunteți căsătoriți?
48. Mulți înainte. Da, da, mai puțin și faceți nunta de aur. Da, 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 facem, da. Și vă chemăm, vă chemăm pe voi să veniți. Da, da, da. Mulțumim frumos. Așa. Ne dăm mai departe. Afară, așa cum ați făcut, cum am făcut festivalul, da. Da, că am văzut că aici aveți o, o agropensiune, din ce am înțeles, da, eu, e o agropensiune, da, nu? Da. Unde aveți și cai. Și cai. Da, da. Mult frumos. E frumos. Se mult poate. Și se pot face rezervări, nu? Da. Se poate. Putem veni acolo. Da, da. Că și ziceți așa, gazda vă poate aduce cu autobuzul sau cu taxiul prin zonă. Există și posibilitatea de a învăța să călărească pentru cei mai aventuroși și de a închiria, pardon, un cal pentru călărie independentă pentru cunoscători și entuziaști. Pentru ca experiența să fie completă, oaspeții pot decide să rămână să se odihnească într-o cabană din bușteni, din pădure, cu o zonă pregătită pentru pregătirea unui da, asta e căsuța din pădure, da, pentru 12 persoane, unde poți organiza un prânz sau o cină plăcută alături de compania ta. Bun venit în gospodăria rurală Iovanovici. Așa. Gospodăria Iovanovici oferă noptări și vacanțe în gospodărie, într-o cameră cu pat dublu și baie, o cameră dublă sau o cameră single. Tot în cadrul facilității există și o bucătărie cu șemineu în care preparatele sunt pregătite în mod vechi și tradițional. Adică, cu alte cuvinte, oferiți pensiune completă dacă vrea cineva să vină. Da, 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 da. Două chestii vreau să spun. Unu, m-a surprins când am fost la ei faptul că într-o cameră am văzut pătuți pentru copii mici. Vin familie. Vin, da, familie, familie, da. Este aerul și liniștea de acolo, mirosul de la ce crește pe câmp, de la pădure, da, o face să fie deosebită. Eu am rămas, nu e obișnuit să aud camioanele și când din pat, liniștea de acolo. Pe urmă, al doilea aspect, totul este construit, organizat în puțin stil rustic, cum am spune noi. Sunt camere unde ai un fel de șemineu, poți să faci focul în șemineu și pe urmă se trage când vatra e caldă, dar se dă focul la o parte și poți să gătești pe vatră cum acolo se făceau acolo, da, da. Dar este și, nu toate, este și bucătărie pe care o poți folosi cei care locuiesc acolo, care e dotată cu tot ce trebuie. Cu tot ce vrei, trebuie, nu? Da, 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 da. Dacă vrea să ieși. Câte locuri aveți acum? Ca să facem servicii complet. Cât aveți? Locuri? 12 locuri. Nu, 12 camere. Nu, 12 locuri. 12 locuri. Da. Da. 6 camere. Am gândit să mai cât alargim, să facem să fie vreo 20 de locuri. Că aveți cerere. Da. Și cum se ajunge de aici, de la Reșița, de exemplu, din Cara Severin, acolo la dumneavoastră? De aici, de la Reșița, se ajunge mai liesnic cu mașina, să preste Dunăre, să treacă cu Bacu. Așa, a care fie nu... pe la Ram, da, pe la Moldova Nouă, pe acolo, fie pe la Moldova Nouă. Da. Oricare nu, el poate să facă Covin Smederevo peste pod, să treacă Dunărea. Mai lung. Și nu mai lung și merge peste Požarevac și după 50 de kilometri el ajunge la Kučevo-Țerovița. Deci Kučevo-Țerovița, da? Da. 4 kilometri sunt de la Kučevo la Țerovița. Da. Și acolo știe lumea, familia Iovanovici. Știe, da, și avem indicatori scris, domacinstvo în a noastră și sârbiaște, domacinstvo Iovanovici, și se află acolo liesnic. Știe toată lumea. Știe, da, toată lumea. Da. Sunt cunoscuți. Încă un lucru inedit, probabil că nu ne dau în gând acum tot ce am vrea să spunem, poate omitem ceva. Păi cu siguranță se mai întâmplă și de astea. Eu vă spun ce m-a impresionat pe mine în mod deosebit. Când am fost ultima dată la ei, era festival. Vineri, unde am fost, că nu mai știu localitatea. La Mustapici am fost. Asta mi-a dat și diplomă. Și v-au dat diploma, da? Și cântec românesc, 31 mai, în 31 mai ați fost. Da.
Mustapici. Mustapici. Așa. Acolo da. S-a organizat un fel de festival așa. Din ăsta în cămin. Uh-huh. Bun, foarte frumos. Mâine zi am fost la Cucevo. Dar așa. N-am fost pe jos nici cu mașina, am mers cu caleașca lui. Și caleașca avea da. Din aia adusă de pe la Viena, nu știu de unde o adus-o. Păi au lucrat în Italia oamenii, dar știu să facă turism. Nu, ea e cumpărată, ea e cumpărată în Banat, așa. În Banat sârbiesc, așa. Ma e din perioda austro-ugară. Ei, de-aia știam eu ceva, că eu cu căldarea de aramă și am rămas în cap cu căldările aduse de la Viena. Ce m-a impresionat, mâine zi când am plecat cu caleașca, am intrat în oraș, în Cucevo, da. Și de acolo s-a organizat un cortej, cum se spun, convoi, nu cortegiu. Un alai. Un alai, așa, organizat pe ani și pe localități. Fiecare îmbrăcat în specificul său. Localității. Mm-hmm. Da. Deci diferă portul popular de la localitate da, la alta? E diferit, da. Da? Da, diferită. Da. Și în fața alaiului, un tânăr cu steagul Republicii Serbia și în spatele copilului, un bărbat... Nu ca mine. Zdravă. Așa, da. Și el era călare pe un cal superb. Cal superb. Și pe urmă, cine credeți că a venit după ăsta cu calul? Domnul ei Mihai. Doi, cu căruța, cu caleașca lor. Da? Și, da, și după ei... Erați acolo îmbrăcați așa. Da, da, da. Îmbrăcați așa. Da. Aveți multe costume, doamna da, Liliana. Da, da. Au 4-5 ani. Așa. Deci asta atâta mi-a plăcut mie când am fost prin oraș și ei salutau și îl cunoaște toată lumea prin Cucevo, toți. Mihailo, ceau, serbul și așa mai departe. Da, și atunci eu am coborât din căleașcă să pot să filmez. Deci, iată, ei au copii. Eu le-am mai dus niște obiecte, niște diplome, unele le-am înrămat ca să le ducă la, ori la el acasă, ori să fie la birou, la Cucevo. La asociație. Da. Da. Și ducându-le, trebuie să vorbesc ceva acolo. Așa. Și am început așa. Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română. Hora Unirii de la noi. Da, da. Și ca să ai inimă română, asta nu contează unde stai. Păi da, categorică da. Nu contează. Și nici Dunărea nu poate să despartă românilor. Pe cei cu inima română. Așa e. Și le-am povestit toate și am încheiat cu un text biblic. Bine și frumos este ca să viețuiască frații împreună. Și plecând de aici, am venit cu o părere. Așa. Să facem un fel de înfrățire. Așa. Între câlnic... Certificat de naștere și înfrățire. 15 iunie 2. Și atunci am zis așa, Mihailo cu Liliana au copii, dar astăzi mai botează un copil. Păi ce copil să mai boteze? Joc. Copilul lor este festivalul românesc la Țerovița, nu? Da, da. Așa e. Da. Deci a zis așa, certificat de naștere și înfrățire 15 iunie 2024. Ei, aceasta este ziua când s-a născut Festivalul Joc Românesc la Țerovița, la ediția 1, prima, tot în această zi s-au înfrățit două localități, Câlnic, Reșița, România și Țerovița, Cucevo, Serbia. Mărturie stă această icoană din secolul al XIX-lea cu Sfinții Apostol Petru și Pavel, care sunt hramul bisericilor din Câlnic și Țerovița. Bine este și frumos să fie frații împreună. Spuneți dumneavoastră, ați trimis asta, astăzi este o zi sfântă, ziua Sfinților Arhanghel, Petru și Pavel, la mulți ani. La mulți ani tuturor celor care sărbătoresc onomastic, am uitat să spun pe început, dar uite că a venit momentul că nimic nu este întâmplător, nu? Da, deci astăzi sunt Sfinții Apostoli Petru și Pavel la Câlnic, biserica poartă hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel.
Înainte de a se construi biserica de astăzi, da, la Călnic a existat o bisericuță de lemn. Da. Bisericuța asta de lemn a fost vândută satului Butin din județul Timiș, în pustă, după Gătaia, spre Moravița. Și ei au mutat, au venit cu căruțele. Parcă am mai vorbit noi despre asta. Am mai vorbit, dar puteți să repetați așa? Pentru cei care au, nu știu. Călnicienii plecau când adunau recolta, plecau la pustă, cum se zice. Puneau acoperișul ăla pe căruțe și plecau să-și vândă recolta. Da, și se ia de acolo altceva, făceau un troc. Și sigur că s-au găsit familii de acolo care să spună, mă, nu dormiți în căruță, haideți la noi înăuntru. Și atunci au stat de vorbă. Și ei se văitau că nu au biserică. Bun. La Butin s-a întâmplat un fenomen eu nu l-am mai întâlnit. Au fost nemți, germani, da, care au construit o biserică. Nu știu dacă a fost romano-catolică, s-ar putea să fie fost ăsta evanghelică. Au plecat. După aceea au venit cehi. Da. Care erau catolici, probabil. Și iar au plecat. Că eu m-am dus la Butin să întreb dacă nu cumva cineva are prin casă rămasă vreo fotografie cu bisericuța asta de lemn. Cum arăta? Avea un turn, avea două, cum era? Și am lăsat vorbă și la preotul de acolo și pe cine am mai întâlnit, dacă găsește, eu îi dau 1.000.000, o fotografie. Adică nu să fie fotografiată numai biserică, dar poate a fost o nuntă. Da, sau poate a fost ceva acolo, în bisericuță să se vadă. Undeva în fundal să se vadă puțin și biserica. Și ați găsit? Nu există. Nu? N-am găsit. Și m-am întrebat, dar cum se face că nu găsești o fotografie? Și mi-au spus atunci că tot schimbându-se generații din astea de locuitori, fiecare când a venit și a luat casa de la antecesorul său, da, a strâns tot ce a fost prin pod, pe pereți, a pus în mijlocul curții și a dat foc. Și așa s-au pierdut. Bun. Ce păcat. Păcat. În monografia biserica, Biblia Călnicienilor, cum îi zic eu, se spune, rămas de la părintele Păleanu, că nu se știe ce hram a avut acea bisericuță de lemn. Bisericuță de lemn. Bun. La ei, la Țerovița, nu există biserică. Nu aveți biserică? Nu. Nici și ortodoxă de sărbă? Ei sunt ortodoxi. Nu. Știu, da. Nu. Ei, neexistând biserică, orice biserică are un hram. Evident. Așa. Neexistând biserică, la ei nu există un hram al localității. Adică nu există, da, nu există sărbătoarea localității. Mai aproape la Cucevo. La Cucevo, da. Așa. Și atunci, umblând pe la muzeul din subsolul catedralei din Timișoara, umblând pe la muzeul de artă din Piața Unirii la Timișoara și în bisericuța de lemn din curtea mitropoliei, da, am găsit 4 icoane mari. Foarte frumoase, restaurate, zici că sunt noi. Și am rugat pe directorul de la muzeu, domnule, nu se poate că nu pot să vă cer să-mi dați icoanele, să le duc eu la Călnic, da? O fotografie, da. Și mai departe mă privește pe mine. Și mi-a dat telefon să mă duc, mi-a făcut un CD-ul. Cu toate, cu fotografiile făcute. Și icoanele alea fuseseră din bisericuța de lemn de la Călnic, nu? Da. Și atunci am spus, mă, dacă se află astea patru, sunt prăznicarele care patru pe orice altar sunt. Și dacă sunt astea, trebuie să mai fie și alte icoane. Că în biserică sunt icoanele de pe altar, da, dar sunt și icoane din astea mai mici, da, care se pun în fiecare duminică
sau la fiecare sărbătoare, azi e Petru. Astăzi, dacă intrați într-o biserică, veți vedea icoana aia care mergem să o pupăm. Toată lumea este, e cu Sfânt Petru. E Petru, Petru și Pavel. Pavel. Și ele se tot schimbă. Da, 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 da. Bun. Și toate bisericile au. Da. Toate. Și atunci am spus, domnule, trebuie să le găsesc și pe alea mici. Și? Și le-am găsit la mitropolie. La, în, prima dată în demisolul catedralei, acolo e un muzeu jos. Da, și te poți duce să-l vizitezi? Absolut, da. Și, la Timișoara, în subsolul catedralei. Exact. Uh-huh. Și le spun, uitați, noi suntem de la Reși, s-au vândut o biserică de la Câlnic la Butin, am găsit icoanele la muzeul de artă, erau pe Butin. Dar era foarte bine, că știam că la Butin au venit de la Câlnic. Da. Și nu aveți pe aici ceva, vreo icoană de la... Păi zice, am și de la Câlnic și am și de la Butin. Nu se poate. Am eu norocul ăsta? Da. Și de la Câlnic am găsit două icoane, asta e a trei. Da. Dar mai mari, mai mari decât a trei. A patru mai mic. A doi. Nu știu. A doi sau a unu, probabil. Da. Și sunt două icoane tot de pe altar. Numai ele sunt în perioada în care la biserica actuală din Câlnic, iconostasul, da, peretele care desparte altarul de biserică, era din zid. Uh-huh. Și astea erau puse pe zid. Pe zidul respectiv. Când s-a desfințat iconostasul ăsta de cărămidă, a făcut un iconostas nou tata Oancea, da, de la Vasiova. Și atunci au rămas icoanele astea și au fost duse la muzeu. Uh-huh. Astea erau de la Câlnic, deci. Câlnic, nu de la Butin. Nu de la Butin. Așa. Dar zice, de la Butin am icoana asta. O icoană cum căutam eu din astea mai micuțe. Și ce credeți că am găsit? Sfinții Apostoli Petru și Pavel, unul de o parte, unul de alta, țin cu mâinile, ați văzut cum sunt tablourile, da, votive, da, Ștefan, da, cel Mare sau, da, cu care, da, ține biserica în mână. Da. Ei țin în mână o biserică de lemn. Micuță. De lemn. Micuță de lemn. Aia care o căutați. Ce să caute icoană la Câlnic, dacă nu reprezintă biserica din Câlnic. Trebuie să, da, logic, biserica, da. Și chestia deosebită care m-a șocat este că la picioarele lor, sau între ei, da, jos, e aceeași biserică care o țin în mână. Deci aia era biserica. Prima dată m-am gândit, dom'le, da, de ce? Că biserica a fost mutată, cum a fost asta de la Reșița, de la Pătru Iacob, da, care v-am arătat-o ieri. Da. Așa, are vreo legătură cu mutarea la Butin? Nu, că sunt făcute la Câlnic. Icoanele sunt făcute din autor necunoscut? Da, sunt picturi, nu poze. Nu, pictură, poze am eu, că nu pot să iau din muzeu. Și n-are legătură cu mutarea. Și atunci ce să fie? Ei, și n-ați putut icoana să intrați în posesia ei. Am fotografiat-o. Doar poză, zic, nu... Poză? Păi nu-ți dă nimeni în muzeu icoana din secolul XIX. Nu. Și, da, apropo, de când m-ați întrebat că e icoană sau fotografie, știu că se punea problema că noi la ce ne închinăm? Spre exemplu, pupăm crucea. Da. Pentru că e de aur? Nu. Nu. Pentru că e de fier, pentru că e de lemn, pentru că e din placaj? Nu. Când pupăm o icoană, pupăm sticla, pupăm măgărușul când vine Iisus cu... Nu, nu. Noi ne închinăm la... Și eram acuzați ortodoxi că ne închinăm la chip cioplit, nu? Da. Și un profesor de-a nostru ne-a dat exemplu următor. Ion era la armată și iubita lui, lăsată acasă, îi trimite o scrisoare. Da. Bun. În plic i-a trimis și o fotografie. Și Ion i-a pupat fotografia lui, iubita lui. Da. Întrebăm și noi, s-a închinat Ion la hârtia fotografică? Nu. Categoric nu. Și atunci, dacă există o icoană care este o fotografie, nu pot să mă închin la ea, nu? Nu-i musai să o
pup, da. Să te închin, că mi-aduce aminte de Iisus sau de Fecioara Maria și așa mai departe. Și o măicuță, că erau două măicuțe foarte amabile, și-au dat cu părerea. Noi credem că este vorba de biserica pământească și biserica cerească. Asta, biserica pe care o țin ei în mână, are înconjurată de stele, care reprezintă cerul. Și da, cum de aveți dumneavoastră numai una? Păi nu, că le-am avut pe toate, sunt 10 icoane de la Călnic, de la Butin. De la Butin. Sunt 10 icoane. Păi deci aveți numai una. Pe celelalte le-am dus în bisericuța de lemn care s-a construit nu de mult în curtea mitropoliei. Păi și sunt acolo icoane de la Butin? Da. Atât mi-a trebuit. M-am dus acolo, nu, acolo nu se fac slujbe, foarte rar. Și mă uit, acolo erau Hrisov, unde spune că sunt aceste icoane, sunt aduse de la parohia cutare și cutare, dar nu scrie nimic de Butin. M-am dezamăgit, zic, n-o fi știut femeia. M-am dus înapoi la măicuțe, la catedrală, dom'le, nu e niciuna de acolo. Ce s-o fi întâmplat? Părinte, mergeți acolo și că uitați-vă pe spatele icoanei. Eu vă asigur că sunt. Și m-am dus cu un prieten de-al meu, cu Truțan îl cheamă, noi toți zicem că în cei de știu de neatase. Și ne-am dus acolo și le-am luat pe rând. Secretarul de la mitropolie, care a venit să ne deschide, foarte amabil, și îi mulțumesc dacă ne aude, cumva. Dacă află cumva. Și am luat icoană cu icoană, icoană cu icoană. Și le-ați găsit? Și am găsit 9. Din 10. Și cu aia de la muzeu sunt 10. Sunt icoanele care au plecat de la Cârnic. Și atunci am vorbit cu Mihailo. El vrea să facă acolo spre pădure. Așa. E și terasat pământul. Vrea să facă o bisericuță, pentru că ei n-au. În lemn. Și am... Așa, în lemn? Da. Da? Da. Vreo 7 metri așa micuță, nu-i da. Asta mare. Nici, nu, nici mulți și în sat. Nu spus... sunteți mult. Da. Nu? Nu. Eu... Mixat. 70 de case. 70 de căși. A. Da. Și eu îți fac cadou icoana asta cu Petru și Pavel, cu condiția să pui hramul la biserica voastră. Petru și Pavel. Petru și Pavel. Așa să facem. Da? Așa o să facem. Da, așa. Da. Și atunci, pe cale de urmare, vine gândul. Păi, dacă la voi e Sfântul Petru și Pavel, la noi e Sfântul Petru și Pavel, la Reșița e Petru și Pavel, nu se țin zilele de Reșița. Trebuie să vă înfrățiți. Exact. Și asta, asta este certificatul de înfrățire. Despre asta era vorba. Da. Ce frumos, nu? Da, da, frumos. Uite așa se nasc prietenii și lucruri care trec mai departe. Da. Da. Eu vă vrei să zic, Mihailo e ortodoxă și da, eu am și dumneavoastră sunteți da, ortodoxă. Da. Și când am fost în Italia, am simțit că e bun când auzi tu slujba la limba maternă. Categorie. Mai bine știi ce se zice, mai bine să... Mai bine ți intră în cap și da, trăiește altfel. E, tot aia da, ești limba maternă. Și rugăciunea e mai bine primită dacă o înțelegi bine. Da, și eu zic, de când mergem în biserica lui preote de Părinte Bobului... Dintr-o localitate vecină. Da, vecină localitate. Eu am simțit că lui mai bine știe cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu. Lui poate că nu sunt aia, mai eu sunt. Eu sunt aia care acum știe tot asta cuvântul cum știu eu. Eu de mică am zis la limba maternă, ascultat-o la slujba. Și aia un altru când senti la limba maternă. Ați auzit? Un altru.
Da, italiană. Și despre aia eu o volea să facem aia ca să fie și în limba maternă. Și tot nat în satul ăsta sunt mulți români. Toți sunt români. Și se spun și asta după Liliana, că noi avem puține biserici în limba maternă, mai este, există la Bor, este în Brezonic, în Gorniana, în comuna de Svilaina, să avem Bobovo, avem în Dubočka, Dubočka la comuna de Petrovac, la Mlavi, atunci Malajnica, mare biserici și două mănăstiri românești la Negotin. Și avem acum de gând să construim asta noastră, biserică la noi în Țărovița. Și avem isto voie să se construiască o mănăstire unde ne ducem duminică, mâine, unde vine părinții Bobului, el a sfințit aia la locola și cred că de la timp ne apucăm s-o ridicați. Da. Ce frumos. Să ajutăm la asta. La ridicarea bisericii. Da. De astea două biserici. Faceți festival românesc, joc românesc. Da. Construiți biserică românească acolo. Da. Copiii mai învață să vorbească românește. Da. La școală nu. Nu acasă cum să vorbesc. Ma aia limba e 200 ani trecuți. Da, că noștri strămoșii a purtat limba aia când a plecat din zona de aici, de la România, din țară, și ei a păstrat-o, ma samo vorbind. Nu a fost scris și ei nu știut nici să scrie, nici să citească corect. Și nu am învățat limba, nu am învățat limba literală, asta care e acum modernă, și e un problem. Am noi facem când să organizăm cu biroul la nostru, da, să se strângă lumea, să înviață peste cursuri de așa. Să facă cursuri ca să învețe copiii literar. Da, așa e. Și vorbim cu primarii la noastre comune să deschide școli unde există copii românești și care vreau să învețe. Da. Corect. Corect. Voievodina este altfel. În Timoc, în schimb, este complicat pentru români. Complicat, da. În Valea Timocului, mulți a făcut... Spuneți în sârbește. Cum se cage? Srpski nas je... Da nas pretvore u srbe. Asimilația. Asimilat pe români, da? Și i-au transformat în sârb, cum ar veni, da, nu? A făcut modus de să iei nu în viață limba maternă, numai să înviață samo limba sârbească. Și după ani care a trecut, lumea se pierde, merecut. Dar noi nu vrem să fie așa. Noi să facem... Asta s-a întâmplat și în Banat, să zicem, când suntem în Banat. Da. Ți-o născut soția, te-ai dus la primărie să declari copilul. Cum îl cheamă? Cum îi pui numele la copil? Ion. Și el ți l-a scris Ianoș. Da. S-a întâmplat și în vremea imperiei. Da, așa. Și atunci, imediat. Și atunci românii, mă rog, ce-au făcut? Or venit cu numele numai asta tradițional, Caius, Traian, care nu mai puteau fi maghiarizate. Și eu știu că bunica mai vorbea
așa cum vorbesc ei, că nu li se spune români, li se spune vlahi. Da, da, și da. Bunica vorbea ca ei, deci asta e un semn concret că strămoșii lor au fost din teritoriu sau vorbitori de limbă română. Mihailo. Nu, și în cărți noi am aflat, e scris Iugoslavia și Serbia, a scris 1939 a ieșit o scrisoare și acolo scrie de toate satele ce sunt prângă râu Pec că îți veniți 90% din Almaș, de la România. Nu de pe Valea Almașului. Din localitatea Almaș, de lângă Arad. Da. Și noi, doi ani fa, noi am fost, eu cu Liliana, ne-am dus acolo și am întâlnit viceprimarii de Almaș. Și când i-am spus așa vorbe, el ne-a luat cu el și ne-am îmblat să vedem toată zona. Și a fost bucuros. Și când am văzut acolo aia zona, tot într-un fel. Cum e la noi în Cerovița și acolo. Și a zis, mă, la noi a fost utrine, lui zice, la noi există le utrine. La noi a fost, ma țara tot a luat-o, acum nu sutrine, unde se ducă la scoată. Unde s-a dus toți cu oile, cu vacile, cu leamne, a tăiat. A fost... Pajiști unde era, da. Probabil, ceva de genul ăsta. Da. Locuri de păscut. Cum vi s-a părut aici? Cum vi s-a părut pe la Reșița, pe unde v-a plimbat? Ne place aici, e frumos. Mult frumos. V-a plăcut? Da. Ne-s bucuroși că am întâlnit loc frumos, poporul isto, bun, zicea, putem să... Deci l-au primit bine. Da, ne-a primit bine, da. Am fost, le-am arătat bisericile. Și așa, cum ce-au deosebit. Dar voiam să spun, noi, dacă n-am fi avut învățământ în limba română, am fi vorbit tot ca bunicii noștri. Da. Evident. Da. Din cauza asta ei vorbesc așa, pentru că dacă nu au învățat nimic, nu au citit nimic. Dar bineînțeles. De unde să știi? De unde să știe oamenii? Da. Și mulți, poate și dintre telespectatori, să se uite mirați de ce ei vorbesc așa dacă sunt români. Asta este cauza. Asta este cauza. Îi duceți la rugați? Sigur, și la Reșița și la Câlnic. La Câlnic cine e? Cine cântă azi? Frații Olan. Frații Olan. Deci astăzi la joc la Câlnic. Da. Da, astăzi. Și cine vrea agroturism la Țărovița. Da. Mulțumesc. Mulțumesc și pentru dar. Vă mulțumesc că v-am cunoscut. A fost o onoare pentru mine și o bucurie. Mulțumesc, părinte. Și noi vă mulțumim că totdeauna ne-ați adus aici la mulți ani încă o dată și dumneavoastră și tuturor celor care sărbătoresc onomastica. Trăiască și toți ceilalți. Ne întoarcem imediat după o scurtă repriză muzicală.